Românii care beneficiază de bonuri valorice pentru achiziția de carburant destinată de contării transportului pentru persoanele cu dizabilități trebuie să știe că vânzarea acestora ar putea fi interzisă de anul acesta. Sunt vizate în principal utilizarea și comercializarea bonurilor de carburant și a bonurilor valorice pe suport electronic. Dacă bonurile sau cardurile de carburant sunt folosite în alt scop decât asigurarea transportului gratuit acordat persoanelor cu handicap, amenzile stabilite de anul acesta sunt de la 1 la 2 puncte amendă, în timp ce pentru refuzul nejustificat al benzinăriilor de a accepta bonurile valorice pe suport electronic, ori pentru comercializarea acestora, amenziile pot ajunge până la 49.500 de lei. Prevederea a fost pusă în dezbatere și urmează să fie aprobată până la sfârșitul lunii februarie.